Oameni buni, bună ziua și vă mulțumim că și ieri ne-a făcut lider de audiență, împreună am făcut o echipă bună Iar astăzi păstrăm mulțumim. aceeași notă, cel puțin pentru început Și avem un invitat despre care s-a vorbit foarte mult în ultimul timp A reprezentat România la Eurovision, nu s-a calificat în finală Dar ține capul sus pentru că știe că indiferent de notele pe care le-a primit Este plin de talent și va ajunge ușor, ușor un mare artist Așa că îl poftim alături de noi pe Teodor Andrei salut! Haideți să luăm un loc. Ce faci? Cum ești? Foarte bine! Da? Ești bine? <laughs> da. Pentru că în ultima perioadă sunt tot felul de mesaje, care uh, sunt oameni care te ceartă, oameni care spun că n-ai făcut ce trebuie și de asta zic, da. uh, nu te dărâmă lucrurile astea, mergi înainte, nu? Da, da. Nu, totul este, totul este într-un trend ascendent și cred că Eurovisionul e, e un pas în, la, la, pe plan egoist, da? Pe plan egoist Eurovision este un pas foarte important în cariera fiecărui artist care a fost acolo. Acum pe plan, pe plan mare, într-adevăr, sunt multe lucruri care au fost involv în treaba asta, e o echipă, sunt niște costuri de producție și așa mai departe, și um, noi suntem, uh, suntem mândri cu ce dar am legat făcut. de tine, tu cum ai fost -o acolo? Adică ești cum mulțumit fost de acolo, mai ai fost acolo, de ce s-a întâmplat? Ai avut multe emoții sau vrei să fii altfel? Cum, cum simți uh, că. Ai am fost? auzit de multe ori că uh, eu eram aveam mereu atitudinea asta curajoasă și așa și am auzit de multe ori că mamă, dar stai să vezi când duci pe scenă, o să te taie emoțiile da. și nu mai ai uh, zul filmul. Dar am fost super ok, adică de prima oară când am călcat pe scenă am zis ok, deci așa e treaba aici, da, trebuie să facem treaba. Și a fost totul super ok, am fost mai bine în repetițiile cu public, au fost și câteva show-uri cu public înainte de mm. semifinala efectivă emisă. Și a fost totul foarte, foarte bine, echipa de acolo a, a, a fost receptivă cu schimbările pe care le-am cerut noi vis a -vis de cadre și lumini și așa mai departe. Partea mea ce am avut eu de făcut cu cântatul, cu melodia și cu efectiv prezența scenică, eu sunt mulțumit de -mi. Da. Știi ce vreau să le spunem celor care se uită la noi piesa sau care a fost la Eroziune, piesa compusă de tine. Uh -huh. Ai avut așa atitudine și tot ce trebuie acolo, dar ții minte că ne-am văzut și data trecută aici, că te-am întrebat și zis că te gândești să-i faci și o variantă în limba engleză, pentru că cred că și asta conta mult, nu? Nu știu. Nu, nu crezi? Nu știu. Adică știi, când cântă unii în spaniolă, parcă e mai răspândită limba spaniolă. Sau unii italiană mai răspândită, adică da. decât... Ne-am gândit și la asta. Faza este că am luat ca exemplu faptul că bă, în ultimii doi ani, în 2021 și 2022, a câștigat piese care erau integral în limbă nativă. Adică mm. nu erau în engleză. Și a, putut să fie și asta un factor inf păi da, dar un a, a câștigat toată un spaniol care e o limbă destul de... A, categoric. De asta zic, că nu poți să răspândită. Însă am vrut să fiu adică fie... prezențele românești, uite, pentru a Angel în engleză, Tornero Mihai Tristariu în engleză, știi? mă întrebam dacă a contat sau nu în povestea asta. O, posibil să conteze, posibil să conteze, însă eu am vrut să fac ceva care e mai mult decât un număr în lista de țări participante și cu asta, asta am promovat și până acum și eu nu mă dezic de chestia că perform pe care am avut acolo n-a fost o piesă, a fost o experiență sau un statement mai mult. Uh -huh. Pentru că și chestia pe care mi-am scris-o pe piept în final național cu Make Love Natura a fost păstrată și acolo de data asta am spus-o, pentru că regia a fost alta, într-adevăr. Dar Uite, am, am ales că este asta din trei motive, să fac asta ca un statement mai mult. În primul rând, pentru că piesa în sine vorbește despre un război în dragoste și despre toată lupta. Da, dar între... ai înțeles doar tu, că oamenii din alte țări, mm -hmm. de asta zic că dacă e română, nu prea înțelegi. Știi? Nu, 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 că vorbesc de Make Love not work, că e parte de poveste a, a melodiei. Părțile în română, cine a vrut să tra caute traducerea, a înțeles încă o bucată din poveste, cine nu a luat-o ca pe bucată ritmică și tot a funcționat. Ah, okay. Dar am ales asta cu Make Love not work, pentru că piesa este despre război în dragoste, lupta dintre interacțiune și instinct, rău necesar, chestia asta care, mie mi se pare, o latură subiectului generic de iubire care nu e tocmai exploatată. Și de ce nu crezi că n-a luat voturi? Um, cred că este un conținut nișat. Sau n-a luat ce... puncte, știi? Pentru că a luat cât? Zero puncte, nu? 0 uh -huh. puncte în semifinală. Și de asta zic, adică, adică, bă, niciunul măcar să voteze acolo. De ce crezi, adică, că n-a funcționat? Voturi au fost. Numai că algoritmul prin care se calculează transpunerea din voturi în puncte este unul care rămâne nedeslușit. Ai, adică, clar, că este a fost o votor, au fost dar n-au au fost puncte. Uh -huh. Da, deci eu nu, știu, nu pot să-mi explic asta. Uh... Eu știu foarte clar că românii din diaspora Ne-au votat și că Dar Știi că românii din diaspora votează doar dacă au numere Din străinătate, da, că da. în rest nu pot să voteze. Deci românii cu numere din străinătate Ne-au votat, au fost foarte foarte mulți Fan gen efectiv străini care ne-au susținut super mult. Bine, acum eu n-am fost în alte delegații din alți ani ca să zic că, mamă, unii au avut susținere mai mare sau mai mică sau așa, dar suportul efectiv din partea strinilor a fost copleșitor, de multe ori chiar mai mare decât cel din țară. Mm. Uh, și cumva asta m-a adus pe de plutire, da. Da, asta zic că, uite, tu povestești experiențele astea când ai fost acolo, că, domne, publicul m-a primit bine la repetițiile cu public, că delegațiile au fost încântate de prestația mea și zero puncte. Cred că asta te-a dărmat și pe tine la un moment dat. Cred că nu înțelegeai de ce se întâmplă treaba da. asta, nu? Pentru că da. îți pui tot de întrebări. Da, uite, asta e o chestie. Adică, eu acum, dacă stau să mă gândesc matur și retrospectiv la ce s-a întâmplat, e clar că există și părți pozitive și părți negative. Uh -huh. și de care să zic că... că mie îmi place, îmi place să avem așa o discuție liberă, știi, ideea, uh -huh. nimeni nu contestă talentul tău și uh, trebuie să ai curaj în continuare să mergi, știi, să da. fie drumul tău, să-ți continui cariera, știi? Adică, uh, dar ce crezi care au fost plusurile tale, care au fost minusurile? Cred că plusul a fost faptul că a fost uh, super mediatizată fa fa faza cu uh, Teodor. Andrei, ca fiind cea mai bună voce masculină din Eurovision 2023. Ceea ce, ceea ce mă flatează. Da. Și am făcut și o serie de medley în care cânt toate piesele de la Eurovision, și probabil și asta a contat, uh, pentru că eu cred că nu ne-am comportat ca niște da. uh, competitori, ci mai mult ca un grup. Deci asta a fost feedback-ul uh, oamenilor care, urmă, care urmăresc Eurovision, cântând da. tu uh, piesele din Eurovision, spunând, bă, deci e una dintre cele mai bune voci de acolo, masculină, nu? Mm -hmm. Ok, da. bun. Asta uh, cred că a contat foarte mult faptul că, dincolo de piesă, Prezența mea a fost foarte plăcută, am dat foarte, foarte multe interviuri pentru toate țările și a fost super drăguț și am promovat exact același mesaj despre dragoste, despre unitate și anti-bullying în, în, principiu, că ăsta era un altul dintre motivele pentru care mi-am ales statementul ăsta să-l transmit eu mai departe, pentru că vreau să fiu schimbarea pe care vreau să văd în lume, știi cum a zis Michael yeah. Jackson. Uite, eu să-i rog pe oameni, avem și numărul de WhatsApp afișat pe ecran ca să vezi ce zic și telespectatorii, dar mi-ar plăcea să trimită mesaje cei care au văzut Eurovizionul și cei care te-au văzut acolo. Știi că sunt unii care nici nu au văzut concursul Eurovision, nici nu știu când a fost, dar au citit undeva sau au văzut un titlu și a zis România 0 puncte și a zis, a, s-a trimis da. la bă, cine mai bine <laughs> se ducea, știi? Și de asta zic, adică să trimită cineva care a văzut și care știe, știi? Că mi-ar plăcea să fie o, o, discuție, cum să zic, echilibrată și oameni care știu exact despre ce Vorba. Dar unde crezi tu că au fost punctele minus? Cred că, probabil fiind prima mea experiență de o asemenea învergură, ceva atât de mare, și, în primul rând, în afara țării, atât de mare, am avut foarte multe restricții impuse și de, și de EBU, și, în general, de. chestia EBU asta. este, să răspundem, celor care se uită la noi, cei care organizează Euroviziunul. Da. Și. Um, lucrurile merg foarte repede acolo, adică n-ai timp foarte mult să repeți dar cât ți se alocă, trebuie să profiți de la maxim. Asta este o chestie pe care am învățat-o și m-am mobilizat după prima repetiție ca să ne încadrăm cu tot un timp. Însă, um, -a fost, uh, anul ăsta muzica rock n-a fost foarte, foarte bine primită. Mm -hmm. Adică, unica excepție de la regulă a fost, uh, a fost Finlanda, care. Uh, adică, la un moment dat, tu spui că, domne, trebuie să nimerești și anul ăla în care să meargă un anumit stil. Da, categoric. Categoric, pentru că nu e un concurs despre rețete. Este uh, um este un concurs despre ce ajunge mai... ce e la, la, la locul potrivit, la momentul potrivit. Mm -hmm. Știi? Pentru că piesa asta a ajuns în foarte multe suflete. Adică gândește-te că au trecut deja zile întregi de la, de la semifinal, de când am ieșit din show, efectiv. Și oamenii încă ascultă piesa. Piesa a depășit 1.300.000 de streamuri pe scotul. Ideea e că tu ai o atitudine de artist, știi? Mm -hmm. Ai o stare, dar și de asta spun, adică să nu te dărâme toate mesajele, pentru că foarte multe au fost de hate maxim da. pentru tine și în acea același timp, uite, citeam norvegienii norvegenii ce au zis la o televiziune prin Norvegia că este neplăcut să te uiți, chiar te doare. Presupun că ai citit și tu toate lucrurile astea. Asta ai citit? Nu, asta nu. Asta a fost la o televiziune din Norvegia, erau cei de acolo, critici din Norvegia, analizau show ul de Eurovision, știi? Și întrebau, bă, unde i-au găsit-o pe oamenii ăștia? Adică, nu. Da, uite, ce spuneau, că a fost un aranjament foarte dezordonat, ca și cum te-ai duce într-o pivniță fără lanternă. Asta spunea oamenii, asta nu înseamnă că oamenii cum să zic, dețin adevărul, știi? Asta, asta, a fost o reacție. Da, mi zero mișcare asta. scenică, zero show, zero dinamism. Da, asta a fost o reacție la momentul din selecția națională, care a fost regizat complet de mine. Numai că faza că acolo, fiind 12 finaliști, nu, și fiind fiecare pe cont propriu, n-a fost din punctul ăsta de vedere un prilej ca TV-ul să se asigure că se vede exact ce da. ilustrează regizorul momentului în mod particular. Adică trebuia să fie exact ceea ce se întâmplă pe scenă. Că poate unele chestii trebuiau mai decupate, asta este o chestie de văzut după. Pe de altă parte, e de precizat faptul că momentul din semifinala Eurovision a fost. nu a avut aportul meu regizoral. Adică, unica chestie pe care am ales eu să o ilustrez acolo a fost secvența cu mâna, pe care bănuiesc că ai văzut-o. Este o chestie pe care este light motivul acestui. Ai crezi că s-ar fi schimbat mult de... lucrurile dacă era altfel? Da, știi, da crezi că pentru Da, oameni, adică, crezi că pentru oamenii de acasă sau de acasă din fiecare țară, de unde erau, se, erau impresionați altfel dacă era altceva pe scenă. Adică, Băi... nu crezi că a contat că -ai, tu ai vrut să te îmbraci așa? Ținutele au fost alese de mine împreună cu Rodica Pucas de la TVR. Nu, da, adică tu ți-ai dat ok, adică tu ai vrut să fii îmbrăcat în uh, roz cu pieptul desfelit. Da, dar de eu am avut o problemă cu asta. Adică mi-au plăcut, da. Okay. adică te reprezentau, era ok chestia asta. Da, mi-au plăcut hainele, adică faptul că... Uh, nu, de asta, asta ți-ai ales tu ok. Uh, dacă altfel ar fi arătat scena, spui că probabil lumea ar fi reacționat altfel. Da, pentru că e adevărat că am vrut să merg foarte tare pe ideea de emoție și feeling și să se rezume totul mm. la piesă. Dar uh, suntem într-o într perioadă în care uh, și muzica suferă de consumerism Și atunci totul, totul se consumă mult mai repede, totul este fast paced și ce este ce, ce unii consideră ca fiind statornic uh, din punct de vedere muzical, poate să fie super gen, junk pentru altcineva. Uh, și asta se aplică la toate piesele de oriunde, dar asta este perioada în care trăim. Și uh, da, când m ai întrebat de staging, cred că uh, cred că dacă era altfel ar fi fost uh, nu știu dacă ar fi fost un rezultat complet diferit, de dar probabil adică... au fost niște reacții diferite, pentru că este adevărat faptul că Eurovision sunt nu e numai despre piesă. De te întreb eu de chestia, uite ce întreabă și telespectatorii, știi? Dacă tu ai fost mulțumită de ținută sau de cum ai arătat, dacă te reprezenta culoarea. Și ai zis că da și că e de la tine. Uh, sunt, sunt, știi cum e, sunt oameni care pun tot felul de întrebări și mi se pare normal să uh, vorbim despre ele, știi? Uite, uh, sunt oameni care spun că te susțin în continuare și că își doresc să nu te pierzi pe drumul ăsta, știi? Pentru că e prima ta expunere, te-ai dus cu pieptul dezvelit și ai zis: eu sunt uh -huh. Teodor, reprezint România, a venit rezultatul 0 puncte și acum parcă să-ți fie rușine să scoți capul, să nu faci asta". Adică să mergi în continuare da, și noi te așteptăm când ai o piesă de lansat sau presupun că Ești uh -huh. eu, știi, adică să nu-ți ți tai aripile. Da, da, da. Eu mulțumesc din suflet tuturor celor care mă susțin și celor care nu mă susțin pentru că sunt toate cărămizi în construcția zidului meu, să zic așa. Uh, momentul ăsta, uh, noi de, de când am câștigat finalul națională, am știut că vreau să fac diferit. Uh, dar am schimbat foarte multe regii, inițial făcusem eu complet altceva, după aia am început să facem colaborativ complet altceva și într-un final am ajuns la concluzia că eu neavând nici. Um, o susținere în spate, și aici da. mă refer la o casă de discuri în mod particular, ci fiind da, independent. Crezi că conta dacă avea o casă de discuri? Păi, până acum, tot și au Dar la discuri. ce te ajută, în plus? Um, cred că îți dă altă verticalitate, dar Vertical. nu neapărat în materie de ce poți să spui știi tu. Că și când de... oamenii văd pe scenă, un spectacol, un show, știi, și cred că la asta se rezumă. În artă, cu pregădere în, în, în regie, în mod particular, sunt foarte multe contrazice și ideile poate să se intersecteze sau poate să fie complet paralele. Acum, s-a întâmplat ca pentru momentul pe care l-am dus până la urmă la Liverpool să fie foarte, mult, foarte multe lucruri gândite de echipă, într-adevăr, dar raportul meu a fost un mic, ți-am zis, ăla cu, ăla cu mâna, care a fost efectiv oful meu, că l-am vrut eu să iasă în față, cum a fost și în videoclip oficial. Da, știi ce vreau să te întreb, tu cu criticile astea, le-ai văzut cum ai reacționat la ele, ai mers mai departe. Adică... E normal să fie. E normal să fie, nu te... Da. Ce ai rămas, cu ce experiență ai rămas după toată povestea asta? Um... Este o chestie pe care... Cred că dacă o trăiești odată în viață, este arhi suficient. Dar, <laughs> uh, adică ți-ai ajuns. da, da dar uh, este foarte frumos. Adică Cred că pentru un artist este cel mai frumos lucru să vezi oameni care îți ferdonează melodia, chit că nu înțeleg versurile. Am cântat și cu, cu cei din Grecia, cu cei din Slovenia, cu cei din Australia. Adică noi chiar am fost super apropiați acolo. Astea sunt lucruri care nu au fost segmentate ca să se difuzeze pe TV. Dar a fost totul super, super frumos și energia de acolo și toți ne știam piesele unul altuia, cântam și așa. E și comunitatea asta da, care... Și publicul de acolo și pe turcoaz carpet a fost o energie debordantă. Ori de câte ori ieșea cineva să să defileze. Toți oamenii erau în delir, făceau poze, aveau cărți cu pozele noastre și să dăm autografe. Da, sunt fanii Eurovision care sunt fanatici de foarte mult. Da, am primit couri da. cu mine. Gen, adică chiar se întâmplă chestii. E super tare. Și asta le-ai primit înainte de rezultate. Că mă gândesc că și asta e de busoland. Știi că primești toate astea și atunci te duci și zici gata, mă, rup norii. Nu? Da, adică... Uh, cumva... Uh, Păf, uh, chestia e că cu momentul ăsta uh, eu uh, încă sunt de părere că piesa e bună. Adică, da, bine, că și -a... atitudinea ta, știi că ai venit data trecută, și ți-am zis. Mi se pare că ești artist, adică, ai chestia asta de siguranță da. pe tine. Apropo de asta, e? o să lansez, o să lansez foarte curând videoclip oficial pentru piesa mea artist, care okay. a fost una dintre primele mele piese premiate. Ne așteptăm. Și este super, super profund și o să răspundă la foarte multe întrebări care au fost lăsate în aer după Eurovision. Da, știi, ce, știi ce, știi să te întreb legat de uh, câștigător. Ce părere ai? Uh, de Lorin, piesa piesa e, piesa e foarte ok. Este foarte care okay. am cântat-o și eu ți-am zis în cavalul eu am făcut o versiune rock. Um, eu am avut alți favoriți, este foarte adevărat. Dar, De cine uh, ai fi mers tu? Uh, uh, Cred că Italia. Italia mi-a plăcut foarte mult, Finlanda mi-a plăcut foarte mult, abia pe la sfârșit am început să prind așa, să-mi să intre ca un știi să pot să fredonez asta non-stop. Dar este, este de luat în considerare faptul că e Lorin. Adică și dacă era o piesă mai proastă, și dacă era o piesă mai bună, rezultatul indubitabil era am unul Am văzut că ai scris la un moment dat undeva că, domne, ai făcut tu un scenariu de asta. sigur au câștigat ei că se reunește aba, că fac nu știu câți ani, sau au fost... Am zis acesta. asta? Da, nu? Am zis în în ziar, că a fost ca o scris, a ta, scris undeva sau ceva. Nu, nu, am... Uh, am uh, eu nu sunt revoltat de faptul că a câștigat Lorin. Uh, am spus că piesa, câștigă, piesa, piesa comparativ cu Euforia nici nu se compară. Adică nici nu încape termen de comparație între euforia care a fost atât de Everlasting încât încă se aude acum și se difuza înainte de începerea show-ului pentru publicul care era venit la warm-up. Uh, se difuza euforia și toată sala cânta. Dar uh, piesa asta, cât că toată lumea va conta, nu, va, nu, nu se va mai cânta pentru că este o capodoperă, ci pentru că este Lorin. Da, dar știi cum e? Au fost uh, Eurovizioane câștigate și de artiști care erau pentru prima dată pe scenă. Adică nu aveau notorietate. Că da, asta zic. Adică da. Cred că e un pachet cu de toate. Uh -huh. Sunt foarte multe mesaje de la oameni care uh, nu sunt de acord cu cum te-ai desfășurat acolo la Eurovision. dar dați a zis, unii probabil nici n-au văzut show-ul, unii poate l-au văzut, dar uite, vreau să citesc un mesaj uh, de la cineva care zice așa. Eu cred că este un om foarte bun și cu o voce extraordinară, calitativ vorbind, nimic de reproșat acestui artist. Din alt punct de vedere, sunt alte dezavantaje și aici e legat și de contextul ăsta geopolitic, și de spectacol, și de cum a fost pe scenă și totul dar uh -huh. Eu asta vreau să spun să. Nu-ți pierzi încrederea, știi? Pentru că mi se pare foarte ușor când cineva nu obține un rezultat bun să-i dai în cap și să-i spui hai, mă, gata, nu mai. La revedere, știi? Și mm -hmm. să mergi înainte. Da, lucrurile vor merge în linie la școală după ce azi am fost. Și? Azi cum am -a fost -a? pentru că ieri ne am întors. Azi am fost, am fost avut totul așa... foarte bine, da. te -ai gândit, mamă, tu se uite, știu că n-am făcut ce Păi trebuie. eu trebuie să lucrez acum la lucrarea mea de atestat în artă actorului, despre comentia contemporană românească și dramaturgia lui Dumitru Solomon, deci eu o să scot lucrarea asta foarte curând. Bine, nu cred că o să fie publică, abar n-am cum funcționează chestia asta, dar o să fie super tare. Mai sunt multe proiecte, lucrez al doilea meu album, am două musicaluri, unul despre sistemul de învățământ în România și cum tai aripile artiștilor, se cheamă Aripile, jos e foarte frumos scris de mine și unul care vorbește despre perioada comunistă în România și cu muzica de atunci reorchestrată să fie rock și cu și asta multe mai tari. important e că ai planuri și că vrei să mergi mai departe și să nu te dai bătut. Asta e cel mai important. Da, și inclusiv despre experiența asta totul de la Eurovision, de fiecare pas de la selecția națională până acum și gândurile mele și tot ce s-a întâmplat pe traseul ăsta o să discut într-un episod de podcast pe care vreau să-l fac pe, pe, canalul meu împreună cu The Watcher care a produs piesa DGT într-un episod din emisiunea lui care se cheamă Fără Perdea. Deci o să fie super, super tare și în amănunt exact tot ce am simțit, și. Uh, Ți-am zis, uh, eu îți doresc multă baftă. Cineva zice în felul următor: Puștul ăsta are bun simț, are flair, uh, merge muzical încotro trebuie, așa că țină tot pe drumul ăsta. Da, asta e, e un eșec, știi cum e. Uh, Ne-l asumăm, mergem mai departe. Da. Îți dai seama dacă mergeai în finală și luai locul uh, nu știu, 2-3 cu același cântec, oamenii care au dat acum mesaje, bă, mă, ce nașpa ai fost, ce nasol ai fost, tu să nu fi schimbat nimic, doar punctajul să fi fost altul, de da, erai perfect. Categoric, adică pentru că, dată că ne influențează da. foarte mult rezultatul, chiar dacă nouă ne place ceva, dacă un rezultat nu e potrivit, nu ne mai place. Da, și e chestia că unii oameni au fost super suportivi și oamenii care au, care au vrut să fie duri și așa și să aibă reacții de astea debordante într-un mod Bă, dar negativ. trebuie să ai un, a zis mă nimic? Yes, Iată, chiar um, că au către meu, zice că. așa? s-au gândit că am făcut, nu știu, că au fi fost intenționat sau că a fost primitat sau așa, dar la momentul ăla uh, eu am fost sub. am avut uh, foarte mari emoții când se, efectiv se anunțau țările. Și după aia, îți dai seama că m-a lăsat cu un gust amar, am început să mă întreb despre mine, dacă n-am fost eu suficient, dacă. hai că te pune pe gânduri, da. e un carusel emoțional. Dar. Uh, eu nu regret faptul că pentru, câte, pentru 3 minute când da. am fost pe scena aia, milioane de oameni au vibrat pentru melodia asta. Cine nu a vibrat, este ok. Tati, să ai succes, să ai baftă, să fii capul sus și când îți lansezi piesa, te așteptăm aici, da? Super, Dar da. până atunci oamenii te pot căuta pe Teodora Andrei, pagina ta de Instagram, pagina ta de Facebook, canalul de YouTube. Ești la început de drum în cariera asta, capul sus și noi te așteptăm oricând aici cu brațele deschise, să vii să cânti ca orice alt artist. Da? Să ai frumos. succes și să nu te lași așa de de toate comentariile astea. Da. <laughs> Pentru că cred că la asta trebuie să lucrezi, știi? Că dacă stai să citești câteodată nu te mai duci nici la școală. Și nu te mai duci nici la studio. Dar știi cum e? O să scoți o piesă care o să fie hit și apoi toți oamenii o să se raporteze la ultimul lucru pe care îl faci. Da. E, Eurovision a fost visul meu. Acum că visul meu pe, pe, prin, prin traseul ăsta de multe ori l-am văzut ca pe un coșmar. Um, Te-ai visat vreodată câștigător? Da, da, dar <laughs> îmi doream, îți dai seama că mi-am dorit super mi -a -a mult. Dorit, da, -am, am, asumat foarte tare, adică pe mine m-a durut mai tare decât faptul că cumva m-am simțit eu prost că nu m-am calificat eu, m-a durut mai tare faptul că am dezamăgit niște oameni care și-au pus încrederea în mine. mine. Dar zice... după aia m-am gândit că, băi, piesa a fost mișto, că energia a fost la nivelul care trebuie, că a fost super, super energie și că a fost rock and roll, știi? Adică mi se pare că ceva de rămas a rămas și asta e super bine. Să ai baftă și să știi că apreciez și că ai venit după tot insuccesul ăsta la o emisiune de televiziune, pentru că contează și multă treaba asta. Să ai succes și te așteptăm cu piesa, bine? Mersi frumos, da, ne Perfect. Bine.